Aș dori ca în acest episod să vorbesc despre Duhul Sfânt și voi porni de la două premize. Prima premiză este aceea că Duhul Sfânt este o persoană distinctă față de celelalte din Sfânta Treime. Da, este partea Sfintei Treimi. Iar cea de-a doua premiză este aceea că Duhul Sfânt este egal în toate privințele, atât cu Dumnezeu Tatăl, cât și cu Dumnezeu Fiul, dar în același timp distinct de fiecare din ei. De-a lungul istoriei au fost formulate diverse perspective asupra Duhului Sfânt. Una dintre acestea a fost că Duhul Sfânt este doar o forță impersonală, că nu este o persoană. Vedeți, o persoană este definită ca fiind cineva care are intelect, sentimente și voință. Iar despre Duhul Sfânt se spun tocmai aceste lucruri. Duhul Sfânt nu este o putere. El nu este un lucru care poate fi dat oricui, da, ca un obiect, ci e o persoană dumnezeiască, o persoană cu personalitate proprie, da, cu intelect, deoarece cunoaște nevoile ucenicilor, cu sentimente, deoarece se identifică cu ei în toate necazurile lor, și cu voință, deoarece este hotărât să le aducă mângâiere în împlinirea marii trimiteri făcute de Domnul Iisus. De asemenea, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Nu este Dumnezeu Tatăl, nu este Dumnezeu Fiul, ci Duhul Sfânt este a treia persoană din dumnezeire. Este o persoană distinctă care întrunește atributele pe care le-am amintit mai devreme. Duhul Sfânt are însușiri divine. Este egal cu Dumnezeu Tatăl și este egal cu Dumnezeu Fiul. Vedem cum Duhul Sfânt a fost activ în lucrarea de creație. El a insuflat scripturile, iar Duhul Sfânt este cel prin care se realizează nașterea din nou. Învățăturile despre Duhul Sfânt ca persoană și Duhul Sfânt ca Dumnezeu sunt de asemenea învățături practice, pentru că prin lucrarea acestei persoane divine, Evanghelia mântuirii prin credința în Iisus Hristos devine clară pentru noi și ne transformă viețile. Plecând de la aceste două premize, întrebarea care se ridică este următoarea. Ce face această ființă divină mai exact? Atunci când întrebăm ce face Duhul Sfânt, ne dăm seama aproape instinctiv că întrebarea noastră este în mare măsură fără un răspuns ferm. Deoarece dacă Duhul Sfânt este Dumnezeu, așa cum și este de fapt, atunci tot ce face Tatăl și Fiul, face și Duhul Sfânt. Este corect să afirmăm că Duhul Sfânt a fost activ în crearea Universului, a inspirat scrierea Sfintelor Scripturi, a condus lucrarea pământească a Domnului Iisus Hristos, dă viață duhovnicească poporului lui Dumnezeu, cheamă și călăuzește biserica. Tot ceea ce face Tatăl și tot ceea ce face Fiul, face și Duhul Sfânt. Însă, observăm un lucru în Scripturi, acela că se accentuează într-un anumit fel diferite lucrări ale persoanelor Sfintei Trinități. De exemplu, Tatăl este activ îndeosebi în lucrarea de creație, iar Fiul este activ îndeosebi în răscumpărarea rasei umane. Atunci, care este lucrarea principală a Duhului Sfânt? Unii ar răspunde că Duhul Sfânt este activ mai mult în sfințirea creștinilor în mod individual sau în inspirarea Sfintelor Scripturi, sau în oferirea darurilor specifice celor care slujesc în biserică, sau în mișcarea necreștinilor pentru a-L accepta pe Hristos. Deși fiecare din aceste răspunsuri reprezintă un exemplu a ceea ce face Duhul Sfânt, totuși nu constituie cel mai bun răspuns la întrebarea pusă. Cel mai bun răspuns îl găsim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, versetele 13 și 14, un text în care Hristos însuși vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt astfel. Lucrarea Duhului Sfânt constă, în primul rând, în glorificarea lui Hristos. Într-adevăr, când sunt înțelese corect toate celelalte lucrări care pot fi atribuite Duhului Sfânt, atunci putem înțelege cum toate acestea sunt incluse în cadrul acestui scop principal. De vreme ce ni se spune că Duhul Sfânt nu va vorbi despre sine, ci despre Iisus, atunci putem concluziona că orice accent pus pe lucrarea Duhului Sfânt care ne distrage atenția de la persoana și lucrarea lui Hristos nu este lucrarea Duhului Sfânt. De fapt, este lucrarea unui alt duh, Duhul Anticristului, a cărui lucrare constă în minimalizarea importanței acordate persoanei lui Iisus Hristos. Oricât de important este Duhul Sfânt, El nu va încerca niciodată să ocupe locul lui Hristos în gândirea noastră. Acum, ne putem întreba, în mod specific, cum îl glorifică Duhul Sfânt pe Domnul Iisus Hristos? Iar Duhul Sfânt îl glorifică pe Hristos în patru moduri.
Primul mod prin care Duhul Sfânt glorifică pe Iisus este prin faptul că acesta atrage oameni la Hristos prin credința mântuitoare. Fără această lucrare a Duhului Sfânt, nimeni nu ar fi venit vreodată la Hristos. Fără lucrarea Duhului Sfânt de călăuzirea oamenilor spre Hristos, nimeni nu ar putea vreodată să vadă, să cunoască sau să primească lucrurile duhovnicești. Așa cum spune Domnul Iisus în Ioan 14 cu 17, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Oamenii despărțiți de Hristos nu pot vedea lucrurile duhovnicești pentru că sunt orbi din punct de vedere spiritual. După cum a spus și Domnul Iisus în Ioan 3:3, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci, ce se întâmplă? Duhul Sfânt deschide ochii orbi din punct de vedere spiritual pentru ca oamenii care nu sunt născuți din nou să poată vedea adevărul. De asemenea, ele curăță mintea pentru ca să înțeleagă ceea ce văd, iar apoi, cu blândețe, le șlefuiește voința până când își pune toată încrederea în Mântuitorul Iisus Hristos. Fără această lucrare a Duhului Sfânt, nu ar exista niciun creștin în toată lumea. Prin această lucrare, Duhul Sfânt ne mântuiește și glorifică pe Domnul Iisus. În al doilea rând, Duhul Sfânt glorifică pe Hristos prin faptul că ne învață despre El în Sfintele Scripturii. Noul Testament ne spune că Duhul Sfânt a făcut această lucrare înainte de întruparea lui Hristos prin faptul că a inspirat Vechiul Testament. Dar lucrarea lui nu s-a oprit aici. El a inspirat de asemenea și Noul Testament, unde este scris despre lucrarea lui Hristos și explică semnificația ei. Vedeți, această lucrare a Duhului este esențială și importantă, iar Iisus Hristos accentuează lucrul acesta în Ioan 15, cu 26, unde spune: când va veni Mângâitorul, El va mărturisi despre mine. Iar în Ioan 16, versetele 12 și 13, este scris că mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Fără îndoială, ucenicii știau că în perioada Vechiului Testament, Duhul Sfânt venise peste anumiți profeți, împărați și alți conducători pentru a vorbi prin ei. Acum, li se spune că același Duh Sfânt va veni peste ei și, mai mult decât atât, va fi în ei, pentru ca să nu se piardă nimic din lucrarea și învățăturile Domnului Iisus, care sunt necesare pentru mântuirea noastră și pentru creșterea bisericii. În această lucrare, Duhul Sfânt l-a glorificat din plin pe Iisus. Duhul Sfânt a pregătit venirea lui Hristos prin faptul că a inspirat scrierile Vechiului Testament. Apoi, El a vegheat asupra istoriei venirii lui Iisus și i-a dat singura interpretare infailibilă prin faptul că a inspirat cărțile Noului Testament. Duhul Sfânt ne-a dat Sfintele Scripturi pentru ca Domnul Iisus Hristos să fie glorificat în istorie, în doctrină și în profeție. În al treilea rând, Duhul Sfânt glorifică pe Iisus prin faptul că reproduce caracterul lui Hristos în cei credincioși. Iar El realizează acest lucru în trei moduri. În primul rând, conducându-i pe creștini spre mai mari biruințe asupra lor înșiși și asupra păcatului. În al doilea rând, mijlocind pentru ei în rugăciune și învățându-i cum să se roage. Iar în al treilea rând, descoperindu-le voia lui Dumnezeu cu privire la viețile lor și dându-le puterea ca să o împlinească. Toate aceste lucruri împreună produc roada Duhului, care este viața lui Hristos în noi. Apostolul Pavel vorbește despre roada Duhului în epistola către Galateni, în capitolul 5, versetele 22 și 23, unde spune că roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Aceste virtuți au fost prezente în cel mai înalt grad în Hristos și, de asemenea, trebuie să fie în toți creștinii, potrivit învățăturii lui Pavel. Vezi tu, roada Duhului se referă la o singură roadă, nu la mai multe. Roada Duhului trebuie să fie prezentă în întregime în toți creștinii. În funcție de daruri, unul poate fi învățător, un altul păstor, evanghelist, administrator, dar fiecare creștin în parte trebuie să aibă roada Duhului în întregime. Nu trebuie să ne închipuim însă faptul că doar pentru că aceste nouă virtuți sunt aspecte ale lucrării Duhului Sfânt, iar pentru că Duhul Sfânt lucrează în cei credincioși, fiecare creștin le va avea în mod automat. De aceea, suntem îndemnați să umblăm cârmuiți de Duhul și să nu împlinim poftele firii pământești. Cum putem să fim
plin de roadă? Diferența dintre un creștin roditor și unul neroditor este apropierea de Hristos și dependența conștientă de El. Iisus a explicat acest adevăr prin pilda viței și a mlădiților din Ioan, capitolul 15. Pentru a fi roditoare, mlădița care poartă fructul trebuie să se țină de viță. Doar trebuie să fie o plantă vie, nu doar o bucată de lemn fără viață. În alți termeni, asta înseamnă că fiecare om trebuie să fie în primul rând creștin. Roada Duhului Sfânt devine posibilă doar atunci când viața lui Hristos se revarsă prin Duhul lui Hristos în viața credinciosului. Al patrulea mod prin care Duhul Sfânt glorifică pe Iisus este prin călăuzirea urmașilor lui Hristos spre slujirea creștină și păstrarea lor în aceasta. Duhul Sfânt îi cheamă pe oameni la diferite lucrări și îi însoțește pe parcursul acestora. Desigur, Duhul Sfânt nu cheamă toți oamenii în același fel. Pe de altă parte, faptul că Duhul Sfânt ne cheamă nu înseamnă că nu trebuie să căutăm în mod conștient călăuzirea Lui. Duhul Sfânt a vorbit numai în timp ce creștinii din Antiohia se închinau Domnului și posteau. Adică, luau în serios lucrarea Domnului prin faptul că se implicau în ea din tot sufletul. Acum putem înțelege și mai bine că orice accent pus pe lucrarea Duhului Sfânt, care ne distrage atenția de la persoana și lucrarea lui Iisus Hristos, este lucrarea Duhului. Oricât de important este Duhul Sfânt, El nu va încerca niciodată să ocupe locul lui Hristos în gândirea noastră, fiindcă am văzut că întreaga lucrare a Duhului Sfânt este îndreptată spre persoana lui Iisus Hristos. Acesta este adevărul, pur și simplu.